dragilor, am venit în piață și vreau să aflu niște leacuri băbești, ce să fac și cum să fac să țin răceala la distanță, să mai cresc puțin imunitatea. Am văzut aici ridiche neagră, roșie, de care aveți? Neagră. Este ridiche neagră și e foarte bună pentru tuse. O luați, o scobiți cât o jumătate de vârf de cuțit și puneți acolo un pic de miere sau un pic de zahăr și se face un sirop. De câte ori trebuie să iau siropul acesta? Îl iau în fiecare zi sau doar cât tușesc și îmi trec? Zile, cât tușiți și după aceea renunțați. Teanul este un produs care ajută la foarte multe chestii. El se răzuie pe piept, se pune pentru bronșită, pentru răceală, sau se răzuie și se pune într-un prosop și puneți picioarele pe el seara. Dacă pui picioarele, trece răceala una, două. Întotdeauna usturoiul este benefic pentru sănătate. Dacă se poate mânca pe stomacul gol cu un cățel de usturoi, este foarte bine. Cine poate și stă bine cu stomacul. Se mai face ceai din frunze de ceapă, se spală și se face ceai. Pentru dureri în gât știu că se mai taie felii de cartofi, se pune pe un prosopel și se pune în jurul gâtului și se lasă câteva ore. E foarte bună și mierea asta de mană, care are cele mai multe minerale, miere de pădure. Mai avem și suplimente nutritive, care are multe produse apicole. Păstură, miere de salcâm, polen crud, lăptișor de matcă și tintură de propolis, dar cu alcoolul evaporat. Chiar dacă leacurile băbești sunt la îndemâna oricui și pot avea rezultate, medicii spun să fim precauți atunci când le folosim. Legumele și fructele înseamnă, în fapt, alimentație sănătoasă, iar alimentația sănătoasă, indirect, ne menține imunitatea la parametrii optimi. Dar ne putem baza pe aceste leacuri băbești atunci când, spre exemplu, avem febră sau când avem roșu în gât? M-am auzit inclusiv de frecție cuțuică și atunci chiar am avut un caz de intoxicație alcoolică la un copil. În condițiile în care, să spunem, terapia obișnuită, antitermicele, pe schemele clasice, nu reușesc să scadă temperatura eficient, putem recurge la împachetări bine cunoscute de mame. Legat de ceapă și de usturoi, ele sunt alimente sănătoase, pot fi consumate pe tot parcursul anului, în toate sezoanele, dar într-o afecțiune n-aș putea să spun că îmi rezolvă problema. Inclusiv aceste plante, dacă nu sunt dozate adecvat, ne pot face rău. Orice simptomatologie apărută, mai ales în perioada actuală, impune aviz medical, fie telefonic, fie dacă nu, un consult medical de specialitate.